Mă întrebați și caut la ședință Partidul Socialiștilor. Noi am hotărât să ne convocăm cu colegii din Partidul Socialiștilor pentru că ultima convocare în așa un format mai larg a avut loc pe data de 7 iunie. De atunci s-au întâmplat mai multe evenimente în Republica Moldova, inclusiv formarea unei majorități parlamentare, unui guvern funcțional pe care Partidul Socialiștilor îl susține. Partidul Socialiștilor a devenit din partid de opoziție într-un partid de guvernare. Deci urma să discutăm cu colegii din teritoriu, inclusiv care este strategia partidului mai departe. Un subiect separat, dar foarte important, este pregătirea de alegerile locale. A fost numită ieri data de 20 octombrie, practic campania electorală conform legislației începe pe 20 august, a rămas timp foarte puțin. Am discutat cu colegii din teritoriu pregătirea pentru alegerile locale. S-au schițat și unele acțiuni care vor fi întreprinse în timpul cel mai apropiat. Noi suntem ferm convinși că cu suportul Partidului Socialiștilor, cu suportul fracțiunii socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, în țară la noi a început o perioadă nouă. Noi suntem gata să susținem guvernul Maia Sandu. Este poziția fermă a Partidului Socialiștilor. Noi vom asigura votul fracțiunii socialiștilor în Parlamentul Republicii Moldova pentru a implementa reformele pe care le va promova guvernul Sandu. Evident, le vom discuta împreună pentru că este vorba de un consens politic. Acest consens există. Vom face tot posibilul ca această majoritate parlamentară, această guvernare să fie pe perioadă cât mai lungă. De dorit pe întreg mandat, dacă se va reuși. Dacă nu, atunci încă un subiect important care a fost discutat astăzi la Consiliul Republican. Noi categoric nu vom accepta traseismul politic, practica din ultimii ani. Noi nu vom accepta ca în fracțiunea socialiștilor să vină deputați din alte fracțiuni sau deputați independenți. Suntem 35 deputați, anume în acest număr ajungem sau până la sfârșitul mandatului actualului legislativ, sau până la alegeri parlamentare anticipate, dacă o să ajungă mai rapid. Aceasta a fost discutat. În continuare, cred că doamna Grecian. În presă, rusească, agenția de presă TAS a publicat informații potrivit că dumneavoastră ați îndemnat guvernul de la Chișinău să ducă discuții cu Federația Rusă privind de importul de gaz. Subiectul asigurării cu gaze naturale a consumatorilor din Republica Moldova după 1 ianuarie 2020 este un subiect extrem de important. În contextul riscurilor de tranzit pe teritoriul Ucrainei, care persistă și se vorbește tot mai mult la acest subiect, este un subiect care ține de competența Guvernului Republicii Moldova. Dacă Guvernul va avea nevoie de suportul meu în calitate de președinte, țin cont de relațiile mele personale cu conducerea Federației Ruse, cu conducerea Gazpromului, noi suntem gata să le oferim acest suport. Noi trebuie să luăm în calcul toate sursele posibile de livrare a gazului. Eu am susținut construcția gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Eu consider că acesta este un gazoduct care trebuie finalizat cât se poate de repede pentru a minimiza riscurile în caz de stoparea tranzitului pe teritoriul Ucrainei. Noi trebuie să examinăm, inclusiv declarațiile au fost din partea președintelui, mi se pare, conducerii Ucrainei, că ei sunt gata să ne asigure cu gaze. Dacă va fi necesar, noi trebuie să discutăm și această formulă. Noi trebuie să luăm în calcul toate formulele pentru ca cetățenii Republicii Moldova să nu simte, să nu aibă probleme începând cu 1 ianuarie 2020. Evident că trebuie în regim de urgență să începem discuțiile și cu Federația Rusă. Să vedem ce facem contractul, care nu avem contract, nu avem acord la 1 ianuarie 2020. Ce facem cu acordul de livrare, în ce condiții, la ce preț și cu acordul de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru că tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova aducea câteva milioane sau zeci de milioane de dolari care mergeau la compensarea tarifului pentru consumator final. Deci toate aceste lucruri trebuie să fie discutate, negociate către reprezentanții guvernului împreună cu Gazprom. Cum se explică faptul că socialiștii au votat împreună cu democrații votul mixt, ulterior au votat cu blocul acum abrogarea lui și trecerea? Nu văd nicio problemă în acest sens. Noi, atunci când am format majoritatea parlamentară, pe data de 8 iunie, au fost unele propuneri și condiții din partea celor de la blocul acum. Atunci când creezi un parteneriat politic, iei în calcul doleanțele și propunerile partenerilor. Da, noi considerăm în continuare că votul mixt pe care noi l-am propus încă din 2011 la Congresul Partidului Socialiștilor este unul bun pentru Republica Moldova. Poate nu în aceste condiții, poate trebuie să eliberăm statul din captivitate definitiv. Dar atunci când creezi o majoritate parlamentară, când creezi un parteneriat
și partenerul insistă pe anumite lucruri, de ce nu? Să mergem împreună și noi am insistat pe unele lucruri și s-au acceptat. Să mergem împreună și mergem mai departe. Pentru că, de exemplu, noi am propus întoarcerea competențelor președintelui și ele au fost susținute de către cei din blocul acum. În cadrul dosarului pornit de procuratură prin finanțarea PSRM, au fost deja, nu știu, invitate niște persoane să dai declarații, cerute niște documente? Partidul a declarat că nu vede nicio problemă în ceea ce ține de verificarea partidului și eu sunt ferm convins că nu sunt nicio încălcare și nu va fi nicio încălcare de pe state, pentru că nu poate un partid serios, care este cel mai puternic partid din Republica Moldova, să facă niște greșeli de începători politici. De aceea, toate suspiciunile și speculațiile, eu cred că odată ce vor fi schimbări și în procuratură și în sistemul judiciar, ele vor fi excluse. Și atunci, dar în ce context ați spus despre sumele alea enorme de bani? Ca am mai vorbit la subiectul ăsta și am dat răspuns. Mai sunt întrebări? A fost audiat cineva sau încă? Vă mulțumesc, o zi bună. Isnatruna, dacă mai vedeți. Da. Astăzi noi am discutat despre situația politică, v-a informat deja domnul președinte, să nu mă repet și eu pe același subiect. Noi am trasat niște puncte și ținem de pregătire către alegerile locale care vor avea loc pe 20 octombrie, după cum a luat decizia Parlamentul, ieri a votat hotărârea respectivă. Deci noi avem niște sarcini politice, știți că Partidul Socialiști permanent este în campanie electorală și noi n-am ascuns lucrul ăsta, noi permanent suntem alături de legătorii noștri, discutăm cu ei, mereu să le explicăm situația. Noi am mai avut și săptămâna trecută ziua informațională unică, unde am adus explicațiile de rigoare membrilor de partid și pur și simplu cetățenilor simple. Eu le-am mulțumit azi colegilor mei pentru susținerea în această perioadă foarte dificilă, fiindcă deseori multă lume în teritoriu nu prea înțelegea ce se întâmplă, dar eu cred că decizia care a fost luată și a fost creată această majoritate parlamentară, zicem, cineva spune că e temporară, dar nu există ceva mult mai sigur decât ceea ce se declară că este temporar. Noi suntem dispuși să ocolim unghiile mai ascuțite cu partenerii noștri. Avem un singur interes. Interesul trebuie să fie a Republicii Moldova, a cetățenilor din Republica Moldova. De ce? Noi această cale o să urmăm în continuare. Colegii mei, de asemenea, din partid sunt dispuși să susțină. Noi mai avem o sarcină, acum suntem final de petrecerea conferințelor raionale de dare de seamă și de alegere în organele teritoriale de partid. Aceste conferințe trebuie să finalizeze la începutul lunii iulie, în prima jumătate a lunii iulie. Și sigur că mergem cu pregătirea și candidaților. De fapt, noi am convenit dacă pentru alegerile, următoare alegeri locale, să fie candidaturile cei care oamenii au susținut tot timpul, au fost alături în partid, sunt activiștii noștri, care sunt cunoscuți în teritoriu datorită activităților destul de insistente. Și sigur că noi acești candidați o să-i susținem. Da, sigur că noi nu putem să luăm pe oricine și recomandarea a fost către colegii noștri. Rândurile partidului trebuie să fie extinse, trebuie să fie majorate, dar nu cu toți să-i luăm pe toți la hurtă, care acum s-au găsit mulți doritori, care cândva au stat pe întuhi și au stat și au văzut la distanță ce se întâmplă. Noi sigur că o să-i punem miza cea mare, în primul rând, pe membrii noștri de partid, pe cei care sunt oameni cunoscuți și sunt oameni dostoinici în teritoriu. Candidatul pentru Chișinău rămâne domnul Ciolan? Noi n-am decis cine va fi candidatul. La vreme potrivită o să anunțăm cine va fi candidatul. Încă nu a demarat procesul, noi suntem la etapa de pregătire. De ce noi discutăm lucrurile acestea în partid? Vreau să vă spun că orice candidatură va fi trecută prin executivul politic. Orice candidat la primar local, Chișinău, Bălți, cine n-ar fi, prin executivul politic și apoi aprobat, luată decizia la Consiliul Republican, așa cum o facem tot timpul și o să vă invităm și pe dumneavoastră și o să auziți deciziile noastre luate. Astea sunt deciziile de astăzi ale partidului. Referitor la această majoritate cu blocul, cum sunteți dispuși să mai faceți cederi pentru ca să reziste această coaliție, această majoritate? Nu merge vorba de cederi, merge vorba de bună înțelegere. Ce este în interesul statului? Noi am pus miza că, în primul rând, la conducere trebuie să fie oameni profesioniști, cei care poate să aducă o valoare adăugată pentru Republica Moldova și să nu punem miza pe anumite persoane că ei sunt membri de partid. Noi nu vrem să procedăm așa cum a procedat Partidul Democrat. Vrei să rămâi în funcție, n-ați biletul de partid. Fiindcă asta nu este o ideologie
partidului, noi o să mergem pe segmentul de oameni profesioniști. Lucrul ăsta este foarte și foarte important pentru noi în continuare. Dumneavoastră știți că eu am promovat tot timpul lucrul acesta, profesionalism și oamenii profesioniști care știu să muncească pentru țară, pentru propriul popor, să-și apere interesul propriului popor, nu altui stat, dar a țării noastre. Lucrul ăsta este foarte important pentru noi. Deci astea sunt mizele noastre. Doamna Greceană, socialiștii își doresc un procuror moldovean, iar cei din blocul acum zic că vreau un noi procuror european. Știți că am inițiat modificarea legii despre procuratură, s-a votat în prima lectură, sunt mai multe amendamente, o să urmăriți ce facem noi în Parlament. Și atunci am să vă anunțăm la ce numitor comun am ajuns. Noi nu trebuie să ne împiedicăm de lucruri de acestea. Adică dar nu întoarceți întrebarea invers. Noi trebuie să știm să apărăm interesele Republicii Moldova. Și noi în stat avem mulți oameni dostoinici, cinstiți, care știu să muncească pentru Republica Moldova. Asta trebuie să fie poziția noastră comună și eu cred că noi aici să avem o bună înțelegere cu toți. Mulțumesc!